câte grame are un kilogram? Știu, nu prea bine așa. Haideți să ne gândim, un kilogram. Îl folosiți unitatea asta de măsură, bănuiesc. Kilogramul, nu? Când cumpărați ceva. Da. Câte grame ar putea să aibă, da? 2, 3. Câte grame are un kilogram? Folosiți unitatea asta de măsură, kilogramul, așa, în viața de zi cu zi? Nu. Nu că știți câte grame sunt într-un kilogram? Nu știu. Nu se poate, da? Nu știu. Câte grame sunt într-un kilogram? 500 de grame... Cam atât? 500 de grame. Câte? Haideți să ne hotărâm la o cifră. 5. Câte grame are un kilogram? Nu știu că am avut nepotul la școală, dar... Nu știți câte grame are un kilogram? O fi vreo 10, 1. 10 sau 1? Nici nu știu. Da, ați folosit vreodată kilogramul? Când cereți la magazin, bănuiesc, nu? A, bă, ce să iau, mă? Câte grame are, doamnă? Un kilogram. Nu știu, nu știu. Câte grame ar putea să aibă, doamnă? 2, 3. Nu, este o întrebare grea. Bun, atunci, câte grame sunt? Deci 500 de grame. 500 de grame într-un kilogram. Folosiți unitatea asta de măsură, kilogramul, în viața de zi cu zi? Da, da, da. Dați-mi și mie un kilogram de... cartofi. De cartofi. Ei, câte grame? Acum depinde, că... A, nu toate kilogramele au același număr de grame. Da. Diferă de la kilogram la kilogram? Da, da. Câte grame ar putea să aibă un kilogram? Le-am dat așa ca să observăm. Câte grame are un kilogram? Nu mă întrebați ca și ceva, nu știu. Kilogramul sigur l-ați folosit. Da, la când eram. Da. Nu știu, nu ne-am aia niciodată, nu ne-am... Nu ați numărat gramele dintr-un kilogram? De exemplu, dacă iau cartofi de un kilogram... Câte grame sunt acolo? Cred că vine vreo 25. 500 sau? Diferă numărul de grame sau atâta e fix? Fix, nu fix, 500. Unde ați văzut că sunt 500? Păi cum am văzut? Păi dacă un litru, deci un litru este la așa la kilogram... 800-900. Cam 800-900 un kilogram? Dați vreo 10, 1... Cam câte? Haideți să ne hotărâm la o cifră. 5. Deci e 500 de grame. 500. Cartofi de un kilogram. Câte grame sunt acolo? Cred că vine vreo 25. Câte grame ar putea să aibă, da? 2, 3.